Daniela Oncescu are 9 ani și a fost diagnosticată cu o boală gravă, ciroză hepatică avansată, și are nevoie urgentă de tratament la o clinică specializată din Franța. Costurile tratamentului se ridică la aproximativ 100.000 de euro, sumă de care familia micuței nu dispune. De acest caz au aflat reprezentanții Fundației Mămici pentru Mămici, care au organizat o serie de acțiuni caritabile pentru strângere de fonduri. Una dintre ele a avut loc la galeriile de artă vineri seară. Artiști plastici din Vâlcea au donat tablouri care au fost scoase la licitație, lucru care s-a întâmplat și cu operele unei micuțe de la liceul de artă. Ciroză hepatică de gradul 4, o boală mult prea avansată, nici măcar nu există în discuție un transplant în această situație. Singura ei soluție este tratamentul de la clinica Necker din Franța. Neștiindu-se exact dacă va avea nevoie de transplant de ficat, nu putem să spunem o sumă. Știm doar că va fi nevoie de o sumă foarte mare de bani. La eveniment au participat și membrii de seamă ai clubului Rotary. La finalul evenimentului s-a strâns suma de 13.000 de lei și 300 de euro, un început pentru salvarea unei vieți. Cluburile Rotary din Râmnicu Vâlcea sunt alături de acest proiect și cu plăcere vă spun că aici sunt prezenți mulți rotarieni din comunitatea vâlceană. Trebuie să ne implicăm în astfel de acțiuni și să strângem bani și să salvăm viața tuturor celor care se află în suferință. De aceea ne aflăm aici, alături de Uniunea Artiștilor Plastici și de această asociație care vrea să schimbe câte ceva. Evenimentele caritabile pentru strângerea de fonduri vor continua la Râmnicu Vâlcea, următorul fiind organizat pe 14 decembrie la Biblioteca Județeană Antimi Vireanu. Cei care doresc să doneze bani pentru sprijinirea micuței Daniela o pot face în contul RO29BRDE 390SV 527433 439 00.